O să încercăm să luăm cu cea mai votată. Cred că persoana asta care a scris această întrebare nu e de la Betania. Da. Eu o să o formulez ca să potrivească tuturor. Unii dintre tineri care merg la biserică sunt cercetați de Domnul, se roagă cu putere și totuși au o relație, se țin de mână, niciunui orb, fiți liniștiți, se sărută. Cum e explicat acest fapt? Trebuie să vă spun că atunci când cineva se roagă, înseamnă că are nevoie de rugăciune. Da? Când cineva are cercetarea Domnului, asta nu înseamnă că îi dezactivează posibilitatea de a păcătui. Dacă cineva este într-o stare de sincopă, adică odată e sus, aproape de Domnul, și după 5 minute coboară jos, asta e o asumare proprie. Deci o să vă rog să nu stigmatizați biserica de unde vin aceste persoane. Deci biserica unde ei frecventează nu-i vinovată, ca să ne înțelegem. Nu-s vinovați nici liderii, nu-s vinovate nici celelalte persoane, vinovăția este pur personală. Deci persoana care comite un păcat nu o să fie vinovată nici tata, nici mama, nici o altă persoană din jurul ei. Faptul că își permite anumite chestiuni care pot duce la păcat, nu pot să zic că este o asumare proprie, ci înțeleg că este o copilărie. Este o stare de semi-inconștiență. Cum nu pot să vă spun că dacă ți-ai fixat nunta, cu o zi înainte de nuntă trebuie să mergi băiatul la ușă, tu lângă amvon ca fată, da? Deci nu vă imaginați că visez. Este o chestiune de decență, este o chestiune de apropiere care nu presupune păcat. Și testul este următorul. Dacă atunci când tu o ții de mână pe fată, te gândești la ce nu trebuie, era să zic să decurenteze mâna fetei, dar n-am zis, dar înțeleg ce vă zic. Adică tu trebuie să fii foarte atent ca băiat. Depinde ce ai în cap. Depinde ce ai în cap. Mai ales dacă tu umbli în locuri întunecoase, mai ales dacă tu ai intenții păcătoase, nu-ți recomand să stai aproape de fata cu care vorbești. Da? Dar dacă te-ai logodit și vii la altar, eu nu zic că trebuie să ai într-o mână o Biblie și într-o altă Biblie. Da? Ci îți spun că trebuie să fii echilibrat și echilibrată. Dar de asemenea îți spun, că dacă te o cunoști de 5 zile și deja ai pus mâna pe mâna ei, nu știu, spune-i cine e fata aia că trebuie să învăț cum să-ți dea câte o palmă. Că nu știi ce faci. Trebuie să te trezești. Adică nu-i admis. Te o cunoști azi, mâine o săruți, ești normal? Trebuie să mergi la un control. Deci serios că trebuie să mergi. Înseamnă că tu ai o problemă mare. Deci nu-i admis așa ceva. Asta se întâmplă în lume când după un club comit adulter. M-ați înțeles? Și încă ceva vă spun foarte pe românește. Nu doar actul intim e păcătos, ci există niște pași care duc la acest păcat final. Și acei pași sunt păcătoși. Pentru că duc la păcat final și trebuie să ai mare grijă. Tu trebuie să știi ce simți când îți permiți un anumit gest. Ești mare, ești inteligent, știi să conduci o mașină, aproape că și un avion, azi mâine zi elicopter și tu nu te știi controla. Ai mare grijă. Foarte, foarte mare grijă. Ce faci cu propria ta viață? E vorba de propriul tău viitor, e vorba de viața ta și e vorba de relația ta cu Domnul. Pentru că dacă după ce comiți un păcat în relația de prietenie, nu mai simți prezența Domnului, dacă intri într-o stare de disperare, că te temi că a plecat Duhul lui Dumnezeu din viața ta, dacă tu vii după aceea și zici prea târziu, fraților, ce să mai fac? Ai grijă, nu te juca cu Dumnezeu. Era aici o cântare care am cântat-o foarte, foarte importantă. Nu mă lepăda de la fața ta. Zidește în mine, Doamne, o inimă curată și pune în mine un duh nou și statornic. Într-o relație, cum vă spun de totdeauna, să știți că bodyguard-ul e fata.
chiar dacă nu-i la aceeași dimensiune corporală ca și mușchi, configurație de biceps, să știți că într-o relație de prietenie, bodyguardul e fata. Așa că, fetelor, trebuie să știți că nu doar nu trebuie să păcătuiți, nu aveți dreptul să fiți pricină de păcătuire și nu e înțelept și nu e biblic să-l faceți pe el să păcătuiască. Fata serioasă, când își permite băiatul prea mult, îi zice, dacă m-ai întins o dată mâna să-mi atingi mânuța mea, eu am plecat. Și să știți că dacă aud asta, îi spun felicitări, Domnului cu tine, nu pleacă băiatul de la tine, stai miștit, că se păcăiește un pic, se zmerește. Asta nu înseamnă că trebuie să pui pauză de o săptămână, nu. Ci înseamnă că trebuie să-i arăți până unde își poate permite. Și dacă ești serioasă, o să știi cum se face asta. Nu trebuie să te învăț eu. Că ești suficient de pocăită, inteligentă, înțeleaptă. Cineva e dezamăgit, dar răspundem. Ar putea să fie pregătită de Domnul, ăsta e băiat, nu? Pentru tine, o persoană, o formulată așa ca să nu știm cine-i, care în trecut te-a dezamăgit foarte tare, dar apoi s-a reîntors la tine. Aici, în această expresie, te-a dezamăgit, depinde ce e. Și repet ce zic, depinde ce e. Dacă e ceva foarte grav sau cel mai grav posibil, trebuie să fii foarte, foarte atentă sau foarte, foarte atent, depinde cine e în situație, dacă îți asumi. Da? Deci dacă îți asumi. Asumarea înseamnă că după ce te-ai căsătorit niciodată, reține ce spun, niciodată, indiferent cum ar reacționa, n-ai dreptul să-i amintești. Este ca și cum nu te-a dezamăgit pe tine, ci în viața lui, în trecutul lui sau în viața ei, a avut diverse experiențe, da? Prin care a trecut prin tăvălugul lumii, fiind neîntors sau neîntoarsă la Dumnezeu, și tu ai acceptat că te înjugi la această relație, crezând că Dumnezeu l-a iertat, Dumnezeu a iertat-o și că nu mai există trecutul acelei persoane. Dacă vreodată îi amintești, te-ai autodistrus. Deci reține. Există posibilitatea ca cineva să-și revină, pentru că dacă nu, înseamnă că nu credem în mântuire. Numai să credeți că oamenii de pe stradă pot să fie salvați? Da sau nu? Cine ridică mâna sus pentru asta? Hai mă, ziceți că sunteți pocăiți. Ok, toată lumea crede. Cineva zice, avem unul aici. Da? Deci dacă noi credem în mântuire, în schimbare radicală a vieții, radicală, indiferent care a fost trecutul unui om, dacă credem în asta, atunci noi trebuie să acordăm șansa aceasta. De ce să o acorzi? Pentru că poate o șansă mult mai mare ți-a acordat ție Domnul. Așa că nu gândi ieftin. Ce îți recomand? Să nu te grăbești. Adică, ce vreau să spun? Dacă te-a dezamăgit luni, tu nu zici marți s-o schimbat, ci alt om. Să știi că înseamnă că tu îl iubești prea mult ca să mai gândești. Nu știu cum să zic. Adică gândești cu sentimentele. Semi gândești. Da? Adică lasă un spațiu, o perioadă, trebuie să se vadă schimbarea. Schimbarea nu trebuie proclamată, se vede. Când un om se întoarce la Dumnezeu, știți cine văd? Toți, inclusiv orbii. Deci inclusiv orbii văd când un om, dintr-un fel de om, a devenit un alt fel de om. Așa că nu te grăbi în decizia ta. Nu lăsa să te ardă călcâiele, că călcâiele se schimbă. Schimbă-ți papuci, ia sandale dacă ți-e cald. Fă ceva încât să se schimbe ceva, da? Și fii foarte atent și foarte atentă să înțelegi. Dezamăgirea poate fi reparată, dar fii cu ochii în patru. Asumă-ți proiectul și stai înaintea lui Dumnezeu cu multă atenție și cere lui Dumnezeu putere când ți-ai asumat lucrarea asta. Să te ții de ea. De aceea e înțelept să nu răspunzi rapid, să nu răspunzi așa în grabă, ci să fii foarte atent la lucrul ăsta. E foarte important, foarte important lucrul ăsta. Să te gândești bine, să analizezi lucrurile, să stai liniștit, să stai liniștită și să analizezi cu multă, multă claritate toate situațiile prin care treci. Dezamăgire poate exista, dar și aici contează foarte mult ce înseamnă dezamăgirea și cum ți-o asumi, da? Cum o accepți.
o fată vrea să se mărite neapărat. Încă vorbi cu mai multe, că o zis băieții. De ce băieții nu mai pun preț pe căsătorie? Ce era să zice supărată, așa, simt în scriere. Și amână momentul începerii unei relații de căsătorie, deși au vârsta căsătă, au pus căs punct căsătoriei, ar trebui să facă fetele primul pas, ăla ultimul, primul din spate. Ați înțeles? Primul ăla din spate. Trebuie să facă un pas în spate, fetele astea. Am să le spun că sunt într-o stare de impacientare. Am să le spun că până nu-și revin din starea asta, nu se vor mărita. Am să le transmit că până nu se liniștesc, nu o să se întâmple nimic. Pot să se roage, pot să postească și trebuie, dar să nu forțeze. Ai toate șansele dacă forțezi ușa înspre un băiat, băiatul ăla să nu mai vrea niciodată să vrească cu tine. Ai mare grijă. Dacă, Doamne feri, că asta vine deodată, sper că nu-i profetică. Dacă, Doamne feri, ai pus ochii pe un băiat și tu n-ai nimic cu un alt băiat și te împrietenești cu el, numai ca să-i arezi la ăsta, la alt, că ai pe cine, dacă nu vrea el, să știi că ești un fel de obiect. Nu știu ce, de extraterestru. Nu e în regulă. Adică tu nu poți face teste pe tine. Cum? Cum să te gândești tu la așa ceva? Tu să faci teste pe propria ta viață, să te îngropi un pic în nisip, spiritual vorbind, da? Și cu ideea că o să-l determin pe ăsta odată să reacționeze. Păi, nu așa se face? Astea sunt arme diabolice, nici măcar umane. Vrei să răspundă? Vrei să reacționeze? Adică nu să răspundă, vrei să-i răspundă Dumnezeu ca să reacționeze? Roagă-te. Cât? Până vine. Dacă nu vine la tine și merge la alta, smerește-te, spune-i Domnului să continue planul lui cu viața ta, oricum ai pe cineva, nu fi blocată, încă un sfat foarte important, nu te bloca într-o zonă, ți-ai pus în cap o persoană. Eu cunosc persoane care, adică le cunosc, le-am auzit la niște băieți care mi-au spus că le s-a întâmplat asta, da? Și au zis, fata aia au zis, postesc o săptămână, două, trei, cinci, zece, o sută, sigur vine până la urmă și nu vine niciodată. Nu răspunde la o întrebare care nu ți se adresează. Nu forța ușa, nu umbla în drumul lui, că se nervează ăsta. Nu-i convine? Deci nu fă primul pas. Dacă îl vezi un pic mai rușinos, un pic, numai un pic, dacă îl vezi un pic mai rușinos, nu-i păcat să fii prin zona lui, dar nu toată ziua. Că e determinat să-și mute țara, să schimbe zona, își dă relocation, știți? Deci, e normal să fii în zona lui dacă dă vreun semn, nu-i greșit să-i dai o reacție, dacă îți place de el. Când mai zice câte o fată așa care, știți cum e, stă așa nemișcată, stă nemișcată, nu schițează nici măcar o reacție, dar ei place de un băiat, nu mai poate. Da? Și vine băiatul pe lângă ea și el nu se schițează, stă stâlp, așa ca un fel de stană de piatră. Fii sinceră, nu fii fățarnică. Da? Că și asta e un fel de fățărnicie. Stana de piatră, numai soția lui Lot a ajuns. Păi n-aveți voie. Ascultați o întrebare. Poate Dumnezeu îngădui să vă îndrăgostiți, dar doar după o perioadă, pentru a vă ajuta? Adică întrebarea asta zice, s-ar putea să nu-mi placă prima dată de băiat? Normal că se poate. În cele mai multe cazuri. Cum să vă spun? Greșeala unei fete poate fi următoarea. Vine un băiat la care nu s-a gândit niciodată în viața vieții ei. Viața vieții ei. Vine băiatul ăla și o întreabă. E singurul băiat în ultimii 5 ani care o întreabă. Singurul, rețineți. Și poate e singurul pe viață. Cum ar fi asta? Înseamnă că ăla e, nu? Dacă nu mai l-a întrebat, nu mai este altul. Și fata zice, dar nu pot să cred că băiatul ăsta vine la mine. Se uită la el, nu-i păcătos, într-o relație bună cu Domnul, nu-i urât. Știți că fetele vor să aibă băieți faini. Har Domnului că Domnul mai dă și la ăștia mai frumușei, sau semi-frumoși, fete cele mai frumoase, da, asta e, mi se mai întâmpla și mie. Adică numai o dată în viață. Da? Ok? Da, fetele vor ceva, imaginația lor funcționează, da? Și nu e rău să fie așa. Și fata și-o creat o iluzie. S-a așezat într-o bulă de asta de aer, foarte, foarte frumoasă,
Când respiră acolo, vede cerul pe pământ, raiul în colțul ei de familie. Dar familia aia încă nu există. Și și-o creat o iluzie că va veni băiatul ăla și băiatul ăla va fi așa și va fi așa și va fi așa și va fi așa. Și Domnul zice, prea multe când e la asta. Mi-ai luat din timpul meu de rugăciune, zice Domnul. Te-ai gândit prea mult și în timp biserică? Mi-ai luat și în timpul de biserică? Ei, am o metodă să te smeresc. Planul meu suveran e să-ți dau un băiat foarte pocăit. Foarte pocăit. Un băiat la locul lui, niciodată nu o să ai probleme cu el. Liniștit, o să ai un cămin extraordinar. O să fiți binecuvântați. Dar să știi că nu o să fie ăla frumosul. Știți că în limba română este făt frumos. E iluzie. Numai că și l-ai scos din lacrimă, știți? Deci cam trebuie să plângi până ajungi. Și nu-ți dă frumosul, super frumos. Întrebare. Accepți planul Domnului? Ca să accepți planul Domnului, Domnul te frământă. Te frământă o săptămână, te frământă două, trei, cinci, zece. Te tot frământă. Și Domnul te prelucrează, îți vorbește, îți zice că băiatul ăla e pentru tine și într-un final te liniștești, te moi și zici, Doamne, asta e viața. După ce treci de pasul ăsta, să știi că o să fii fericită. Să știi că o să fii binecuvântată și poate te vei trezi numai peste vreo 5 ani că ai luat o decizie bună. Că sunt oameni care numai după câțiva ani își dau seama ce decizie bună au luat. Dar nu te baza pe ce se vede. Acum o să fiu aproape incorrect, adică așa subiectiv, băieților trebuie să le placă fata. Trebuie să fie cea mai frumoasă pentru voi, știți? Acum, frumoasă minus 1, că Alexandra e cea mai, deci... Ok. Da, ascultați ce zice cineva. Dacă nu vreau să am o relație de căsătorie, este ceva greșit? Eu trebuie să reformulez întrebarea. Probabil că se întreabă și zice dacă vreau să mă căsătoresc din prima. Adică fără perioadă de cunoaștere. E ceva greșit? Este ceva excepțional, nu-i neapărat greșit. Dacă Domnul te cheamă la celibatarism, sau cum se numesc, să fii celibatar, nu-i păcat. Ci există persoane pe care Dumnezeu le-a creat să fie așa, prin creație așa sunt destinate să fie și n-au voie să fie altfel. Spune Domnul Iisus Hristos, sunt fameni care s-au născut fameni, nu pot fi transformați. Sunt fameni care s-au determinat, s-au hotărât, s-au decis să fie fameni, adică celibatari necăsătoriți. Și sunt unii care, pentru că n-au găsit pe cine au vrut ei, au zis, nu, n-o să mă căsătoresc. Vezi că ăștia sunt pe deviație. Deci ăștia n-au dreptul să facă asta. Dacă n-ai găsit persoana care e pentru tine încă, nu fă afirmații. Taci și vorba românească înghiți. Taci și liniștește-te. Că poate încă nu vine vremea, chiar dacă e peste 25 de ani, nu înseamnă că trebuie să vină vremea sub 25 de ani. Dumnezeu are plan al lui și planul lui, acolo Biblia zice, și toate lucrurile și-au ceasul lui. Noi marea problemă pe care o avem este că schimbăm ceasul între noi, știți? Dacă la cutare eu fost ceas atunci, și la mine trebuie să fie ceasul atunci. Nu. Ceasul tău e ceasul tău. Și numai tău. Ceasul tău va potrivi cu ceasul ei cu care te căsătorești, cu voia Domnului. Deci astea două ceasuri se suprapun. Restul nu-i treaba ta. Că tu zici, Doamne, dar de ce numai mie mi se întâmplă asta? Nu-i treaba ta să întrebi asta. Deci foarte important, foarte important. Înțelege planul lui Dumnezeu, rămâi în voia lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu te-a chemat să nu te căsătorești, nu fii frustrat pentru asta sau frustrată, să fii foarte sigur de lucrul ăsta și foarte sigură, să-ți asumi lucrul ăsta că pe viață vei face asta, să nu cumva să te trezești pe la 50 de ani că vrei să te însori. Da? Sau pe la 50 că vrei să te măriți. Că aia nu-i celibatar. Ai o decizie omenească. La 80 e mai dificil. Nu înseamnă că dacă ai avut o parte de plecare a partenerului de viață, nu poți să căsătorești după vârsta anume. Deci să nu mă înțelegi greșit. Eu mă refer la persoane care o perioadă din viață au zis că vor rămâne singure și după o perioadă lungă se hotărăsc că se căsătoresc și vorba românească iau pe cine au rămas.
Dacă nu lucra cu înțelepciune, lucrează cu lucru manual. Da. Să vedem, o întrebare. Da, cineva întreba către o fată care avea 15 ani, știți, 15 ani. Că 61 întors e 15. Adică 16. Da? 61 întors. Deci nu citiți cifrele invers. Da? La 15 ani, a întrebat după fată care avea un prieten. Și ce vrei să faci cu el? Păi nu știu. Chiar n-avea ce să știe. Cel mult poze. Și ăla le șterge, că după aia să nu le vadă care e viitorul tău. Da? Deci fiți foarte atenți. Toate lucrurile și-au vremea lor, toate. Și toate lucrurile de sub soare și-au ceasul. Deci numai vremea. Adică numai anul, luna și ziua. Și ceasul. Dumnezeu fixează și ceasul în care trebuie să încep ceva. Deci planul lui Dumnezeu nu poate fi să fii prieten cu o fată 15 ani. S-au zis? Da? Sau să fii prieten cu un băiat 6 ani. Ce să nu există. Asta e, nu știu, parteneriat civil, invenții. Dacă tu te împrietenești la 15 ani și vrei să te măriți la 20, poate schimb o 5. Înțelegi? Că n-ai cum. Cum le explic elevilor faptul ăsta? Le explic așa. Vă amintiți că atunci când erați în clasa 5-a, v-a plăcut de o persoană anume? Și toți zic, da, da, am simpatizat-o pe aia că știa bine mate. Știți? Și pentru că știa cel mai bine mate, la tăză de temele, nu în pauze, sper, așa, să copieze, și o simpatiza băiatul. Și eu îl întreb când ajunge la 15-16 ani, îți mai place de fata aia de clasa 5? Nu, Doamne feri. Nu că ar firea fata aia, dar nu mai place. Gândește diferit, reacționează diferit. Și atunci, e foarte important să înțelegem. Noi putem intra într-o relație de cunoaștere în vederea căsătoriei când suntem suficient de dezvoltați psihic, emoțional, fizic și spiritual. Toate aceste dimensiuni trebuie să fie îndeplinite. Dacă una dintre ele lipsește, intrăm într-o relație de prietenie în vederea căsătoriei cu un handicap. Da? Un handicap emoțional, de exemplu. Da? Un handicap, nu știu, sentimental. Îi place de ea pentru că o stat în anturajul ei. Dacă mâine nu mai stai în anturajul ei, dacă pleci la altă facultate, tu ai uitat-o? Dacă te muți din localitate, tu nu mai colaborezi? Și, pe lângă asta, mai este o problemă. Prietenirile lungi, nu dese, lungi, produc despărțiri dese. Pentru că există riscul prietenia să devină mijloc de a simula căsătoria. În viață există principiul insuficienței permanente. Dacă astăzi ți-a plăcut faptul că ai văzut-o și îți place cum arată ochii, mie îmi place foarte mult cum arată ochii Alexandrei, de-aia vă spun asta, așa, îți place cum arată ochii, mâine o să-ți placă altceva. O să-ți spună diavolul, că nu Dumnezeu, ia, ține-o de mână. Când o ții de mână, satana îți dă sentimente pe care le ai prin atingere. Creierul băiatului este setat de așa maniere încât el este determinat să se gândească la lucruri fizice, da? Inclusiv la lucrurile finale, prin văz, prin ce vede. Fata, dacă nu este atinsă, da? Nu are nicio problemă. Deci, băieții, voi nu știți lucrul ăsta și fetele nu știți cum sunt băieții. De-aia vă spun asta. Așa că nu-i da voie lui, pe lângă faptul că el e vulnerabil prin ce-o văzut, să folosească vulnerabilitatea ta să te transforme într-un fel de semi-obiect, da? Și să ajungeți la lucruri care n-au voie să fie derulate decât în căsătorie. Sărutul este pentru căsătorie. Orice atingere care te duce la gândul relației intime este pentru căsătorie. Toate procesele care se derulează înaintea relațiilor intime au dreptul să fie derulate numai în căsătorie. Nici într-o relație extraconjugală, nici într-o relație premaritală. Deci este absolut interzis. Dar vă spun cu mâna pe Biblie și că țin mâna pe Biblie sau nu, e din Biblie ce vă spun. Deci fiți foarte atenți. Foarte atenți. Este inadmisibil, tu, fată pocăită, băiat pocăit, să vă treziți cumplați nu știu pe unde, să aflăm noi nu știu de la cine.
Deci nu se poate așa ceva. Copiii lui Dumnezeu sunt sfinți. Amin? Trăiesc o viață curată la nivel de văz, la nivel de auz, la nivel de buze, la nivel de mâini și la orice nivel corporal, fizic. Mintea ta trebuie să fie curată. Când prima dată diavolul ți-a dat un senzor păcătos, blochează-l. Dacă primul senzor păcătos nu-l blochezi, dacă prima reacție păcătoasă n-ai blocat-o, diavolul te nenorocește. Repet, fata e bodyguard în relație. Și nu poate fi bodyguard dacă n-am plinit o vârstă. Așa că îmbrățișatul își are vremea lui, iubitul își are vremea lui, urâtul numai pe diavol, că e foarte urât. Dragilor, ar mai fi multe de spus, că întrebările mai sunt și văd că toți scrieți, dar probabil că o să mai avem o sesiune numai de întrebări și răspunsuri, în care vrem cu orice preț să vă spunem adevărul. Cu orice preț. Ne asumăm riscul să spunem lucruri care sunt incomodabile pentru noi, nu sunt foarte relaxante lucrurile astea. Că nu ne place să zicem așa pe românește direct anumite lucruri, însă noi știm, ca oamenii lui Dumnezeu, că suntem responsabili de voi. Și dacă într-o seară trebuia să vă spun ceva și nu v-am spus, și în ziua următoare ați călcat pe bec și s-o spart, să știți că am probleme. Așa că vă spun totdeauna adevărul, pentru că vreau să creșteți oamenii lui Dumnezeu mari și nu vreau diavolul, prin subiectul ăsta, vreodată să vă nenorocească. Prea mulți oameni și prea mari, cu prea multe posibilități spirituale și cu prea multe daruri supranaturale au căzut, domeniul ăsta, ca să nu fim responsabili să vă spunem adevărul. Fugiți de păcat. Ultimul slide pune așa. Păstrează distanța între el, respectiv între ea, dar micește distanța între tine și Dumnezeu. Când în prietenia ta, pe locul 1 va fi Hristos, să știi că o să te mustre conștiința. Când o să mergi în cameră și o să fii numai tu în living cu el, o să te așezi la o masă, la o distanță, și au făcut meme-uri, știți? La o distanță de o Biblie, să știți că asta e Biblia cu cel mai mare format. Dacă trebuie, iau o Biblie mai mare. Da? Între ei doi trebuie să fie o Biblie. Mai nou, am pus ruleta și am zis că aproximativ 2 metri pandemici. Da? Păstrează distanța. Oricum, îți spune diavolul, va fi a tău. Da. Dar consecințele vor fi diferite. Dacă nu-ți păstrezi puritatea, s-ar putea ca pe viață să te nenorocești, să-ți distrugi viitorul, să-ți terfelești chemarea, să nu mai poți fi folosit de Dumnezeu ca și atunci când ai fi fost curat înaintea lui Dumnezeu. Păstrați-vă curăția. Faceți-vă legământ în fiecare seară. Că atunci când urmează să vă întâlniți cu băiatul cu care vorbiți, cu fata cu care vorbiți, nu veți accepta nimic care să vă terfelească, să vă păteze puritatea spirituală, mentală, emoțională, psihică. Dacă vreodată se întâmplă ceva, fugiți la mărturisire, căutați fața lui Dumnezeu, strigați după Domnul, creați-vă bariere, creați-vă scenarii încât să nu mai puteți cădea în domeniul ăla. Schimbați-vă locația, mutați-vă în altă parte. Întâlniți-vă doar vorbind la telefon audio, nu video. Păstrați distanța. Și faceți orice ține de voi să nu păcătuiți. Pentru că cea mai mare binecuvântare pe care poate avea un băiat pocăit și o fată pocăită este când intră pe ușa aia sau pe alaltă. Că îmi doresc să intri pe aici. Aici să te măriți. N-ai zis amin? Oriunde ar fi, da? Bine ar fi aici. Așa, când intri în biserică și ajungi la altar și când îngenunchezi în fața două scaune sau unei băncuțe, să știi că ești curat. Să știi că ești curat. Să ai liniștea aia că Dumnezeu e cu tine. Nu știu cum să vă explic, se simte unde e curăție. Acolo și în slujbă e har, acolo simți așa o pace, o bucurie, o desfătare în Duhul lui Dumnezeu, o putere a prezenței lui Dumnezeu. De ce? Pentru că cei doi au fost interesați să nu-L piardă pe Dumnezeu din ei. Și amândoi s-au luptat ca să se întâlnească în Hristos. Și când s-au întâlnit în Hristos, Hristos a fost bucuria lor. Și Dumnezeu îi ajută până în veșnicie. Haideți să stăm ridicați, despre asta putem vorbi până dimineață, da? Haideți să mulțumim Domnului și rog, după ce ne rugăm cu toții, pe Alex Iurian să mulțumească Domnului.